Am coborât cu picioarele pe pământ. Gata, s-au terminat basmele. A fost declarația antrenorului principal al Corvinului după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața echipei CS Mioveni, care a reușit să marcheze 2 goluri. Astfel, Corvinul este bătut acasă după 2 ani și jumătate în care a câștigat meci după meci acasă la Hunedoara. Cred că am coborât cu picioarele pe pământ. Gata, s-au terminat bazmele, n-am pierdut, am pierdut și în deplasare, am pierdut și acasă. Începe viața reală. Nu pot să zic, n-am fost mulțumit de joc. Sincer, am măcinat din primul minut. Băieții au încercat să pună în practică ce am vorbit, ce am văzut împreună cu ei la analiză. A fost acel moment fix. În minutul 10, cred că din a doua repriză, ne-am pierdut marcajul. Prima dată când facem marcajul nominal, facem și aleg ei în funcție de cum se simt. Acum am nominalizat noi și n-a fost de bun augur, după care golul 2 nu mai avea niciun istoric. Felicit echipa adversă, o echipă bună, o echipă care joacă fotbal, își propune să joace fotbal. Ne-am închis bine, am stat bine în teren. Jucătorii au înțeles mesajul pe care l-am transmis această săptămână, pentru că jucăm cu o echipă bună și trebuie să avem distanțe scurte între linii și trebuie să facem o tranziție pozitivă foarte bună. Am stat bine în teren, îi felicit pentru acest lucru, felicit pentru că au câștigat la o echipă care nu au pierdut de foarte mult timp și au foarte mulți jucători care joacă de mult timp împreună această echipă. Sunt sigur că Maxim face o treabă bună și sunt sigur că în viitor va fi la fel ori nucătare în continuarea acestui campionat. Corvinul Hunedoara rămâne pe locul 4 și va juca peste o săptămână în deplasare la Tunadi de la ora 16.